Luminița Chihăi, vicepreședinte al Pro-România Suceava, a declarat că noul an a început destul de prost din punct de vedere economic. Expertul contabil a spus că România ar putea să intre în recesiune mai repede decât celelalte state europene, din cauza măsurilor fiscale adoptate de guvernul PSD-ALDE. Rata inflației, să spunem că va avea poate un ritm de creștere mai mică decât în anul precedent, dar totuși 2018 ne situează pe locul 2 din coada clasamentului, având una dintre cele mai mari rate de inflație. Estonia cred că este înaintea noastră față de celelalte state și față de media europeană. Ritmul de creștere a produsului intern brut, a PIB-ului, în mod evident, va fi greu de estimat pe bugetul anului 2019 ca fiind la fel de accelerat ca în 2018. Se știe de asemenea că în bugetul anului 2018 la venituri au fost undeva în jur de 20 de miliarde de fonduri europene atrase și, după cum știm, nu prea s-a realizat nimic din ceea ce s-a spus. Mai venim și cu un curs euro în creștere, la maxim istoric de 4,7. Luminița Chihăi a mai spus că nu au fost publicate normele metodologice pentru ordonanța de guvern, prin care se stabilește că salariul minim pe economie în domeniul construcții este de 3.000 de lei pe lună. Nimeni nu știe cum se va aplica această ordonanță. Ea este legată strict de cifra de afaceri a companiilor din construcții. Deci cei care au peste 80% cifră de afaceri din construcții și din celelalte coduri CAEN date de ordonanță din domeniul construcțiilor vor beneficia de facilități. Ceilalți nu beneficiază, dar sunt obligați, după cum prevede ordonanța acum, să-și majoreze salariul minim la 3.000 de lei. Totodată nu se știe dacă se vor majora doar salariile efective a celor care lucrează direct în construcții sau și a personalului TESA sau a celorlalți indirecți implicați. Sau la societăți cu obiecte de activitate multiple, din nou nu se știe cum se va aplica, dacă este doar pe codul CAEN respectiv sau pentru toată lumea. Luminița Chihăi opinează că bugetul României pe 2019 nu a fost fundamentat până acum pentru că guvernul nu se poate încadra în deficitul de 2,95% pe care și l-a asumat. Deficitul bugetar în primele 11 luni ale anului trecut a fost de 2,74%.